Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă invit să deschideți scripturile în Marcu, capitolul 1, și să citim împreună versetele de la 1 la 20. Vă invit să citim cuvântul Domnului ridicat în picioare în cinstea stăpânului. Marcu, capitolul 5, versetul 1. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Întotdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: "Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului cel prea înalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Căci Iisus îi zicea: "Duh necurat, ieși afară din omul acesta." "Care ți este numele?" l-a întrebat Iisus. "Numele meu este Legiune," a răspuns el, "pentru că suntem mulți." Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: "Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei." Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. S-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie și i-a zis: "Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine." El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne învioreze cu un cuvânt plin de suc verde din partea sa, un cuvânt care să vină din partea unui tată către copiii lui. Un cuvânt care să vină din partea lui Dumnezeu, către supușii lui, către robii lui. În seara aceasta suntem din nou înaintea Domnului prin harul său și vom proceda prin ajutorul lui Dumnezeu la lecția cu numărul 16, respectiv la minunea vindecării îndrăcitului sau îndrăciților din Genezaret sau din Gadareni. Această minune a eliberării, a exorcizării, se petrece în Decapole, unul dintre orașele celor 10 cetăți dincolo de mare, în partea de est, și observați că evenimentul acesta miraculos are loc după potolirea furtunii. Cele trei evanghelii sinoptice, excepție făcând Ioan, prezintă minunea aceasta. Matei 8, Marcu 5, Luca 4. Observați că atunci când Domnul Iisus Hristos și apostolii ies din corabie, traversând lacul, marea, imediat pe Domnul Iisus și pe ucenicii care îl urmau, probabil mai erau și alți oameni,
îi întâmpină un îndrăcit. Marcu spune că erau, Matei spune că erau doi. Foarte probabil că erau doi, însă unul dintre ei a fost mai îndrăzneț și despre el sau pe el îl prezintă Marcu că ar fi vorbit, a alergat înaintea Domnului. Și minunea aceasta, ca toate celelalte, are un caracter pedagogic pentru noi, în sensul că ne învață multe lucruri cu privire la complexitatea vieții și cu privire la felul în care ar trebui să ne comportăm în necazurile noastre și în bolile noastre. Istoria se repetă. Tot felul de boli și astăzi, ca și atunci, bântuie viețile oamenilor. Coboară în țărâna pământului mame, tați, soți, soții, copii și oameni în vârstă. Viața noastră, viața oamenilor, este chinuită de tot felul de necazuri. Este încercată, este pusă la probă. Așa a fost atunci, așa este și astăzi și va fi până la sfârșit. Uitându-ne în carte, ni se umple inima de încredere, văzându-L pe Domnul, cum are milă de oameni, cum îi vindecă pe oameni, cum ascultă rugăciunea unora sau cum pur și simplu, fără să-L roage cineva să vindece, vindecă la inițiativa Lui, că e un Dumnezeu minunat, bun și plin de dragoste. Întâmplarea aceasta ne prezintă mai multe categorii de oameni. Îl prezintă în primul rând pe Domnul Iisus, este personajul central din minunea aceasta. Apoi îl prezintă pe omul bolnav, posedat de diavolul, de demoni, de draci, așa cum spune Scriptura. Apoi întâmplarea aceasta ne prezintă locuitorii cetății sau a cetăților învecinate, în zona cărora s-a petrecut minunea exorcizării, adică a scoaterii de demoni din omul posedat. Și fiecare dintre aceste categorii de oameni, Domnul Iisus pe de o parte, bolnavul vindecat pe de alta și mulțimea celor care au venit alături de îngrijitorii de porci, de porcari și s-au uitat, au vorbit cu Domnul și au luat decizia să îl scoată din zona lor, zona unde locuiau ei, să pur și simplu l-au deportat, l-au pus să se urce în corabie și să se ducă dincolo de mare. Fiecare dintre aceste categorii de oameni ne învață câte ceva. De la unii învățăm lucruri pozitive, de la alții negative. Când spun că învățăm lucruri negative, nu mă refer la faptul că trebuie să urmăm lucrurile negative, ci să ne ferim de ele, pe unele prin omitere, pe altele prin comitere. Mai întâi, frați și surori, să ne uităm la starea omului posedat de demoni. Observați care sunt caracteristicile pe care le prezintă Scriptura și întregește imaginea, tabloul existenței acestui om amărât, bolnav. Locuia în morminte, spune Scriptura. Mormintele din vremea Mântuitorului erau niște camere mortuare săpate în stâncă, uneori de vreme de precipitații, însă de cele mai multe ori săpate de oameni. Scriptura ne vorbește despre Iosif, dacă vă aduceți aminte, Iosif din Arimatea. Matei, capitolul 27, spune cuvântul Domnului. A venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, el a luat trupul lui Iisus, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou, al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. El săpase mormântul în stâncă. El sau, fiind bogat, niște oameni pe care îi plătise cu ziua să facă asta. Domnul Iisus Hristos menționează în aceeași Evanghelie, capitolul 23, versetul 27, că mormintele sunt necurate. Vă mai aduceți aminte, le spunea fariseilor, voi sunteți niște morminte văruite, care pe din afară arată frumos, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Medical, dar și ceremonial. Mormintele erau de-a dreptul necurate, unele dintre locurile cele mai necurate. Și omul acesta, nici mai mult, nici mai puțin, își avea locuința în morminte. Nu vreau să fiu lipsit de pudoare, dar vreau să vă întreb, vă imaginați cum mirosea acolo? Și aș putea să continui cu întrebările ca să zugrăvesc grozăvia care era acolo, într-un mormânt. Nu-i nevoie.
Prin faptul că demonul acela care îl poseda, îl influența să locuiască în morminte și în singurătatea munților, facem ușor asocierea dintre Satan și moarte. Între Satan și moarte există un parteneriat celebru. Cu mult timp în urmă am rostit o predică denumită Instituția Morții, în care spuneam că diavolul are o echipă cu care lucrează și el este generalul acestei echipe, este managerul acestei echipe și subordonatul lui numărul unu este moartea. Tinerii care au fost la întâlnirea băieților din campul de duminica trecută, weekendul celălalt din urmă, cu ei împărtășia pe care am avut-o, am prezentat în sub egida păcatului, acesta a fost tema întâlnirii lor, am prezentat această echipă care uzurpă demnitatea și caracterul oamenilor. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Știți cine are puterea morții? Diavolul. Autoritatea pe care diavolul o are asupra fiii oamenilor este moartea. Autoritatea pe care moartea o are este păcatul. Autoritatea pe care păcatul o are este firea pământească. Autoritatea pe care firea pământească o are este ispita. Și autoritatea pe care ispita o are este plăcerea. Pofta, mai corect spus, pofta. Ei, toată echipa aceasta este folosită de diavolul. Toți aceștia sunt aghiotanții, generalii, subordonații lui. El folosește moartea ca să domine, să subjuge. El are puterea morții. Observați unde l-a trimis pe omul ăsta pe care îl controla, pe care îl poseda, în morminte, acolo unde erau oamenii morți. În ciuda mirosului, în ciuda decorului, de-a dreptul imposibil, omul ăsta stătea acolo și în singurătatea munților. Observați unde îl pune diavolul pe omul pe care îl controlează, îi ia demnitatea, îi anulează simțurile, percepțiile. Cum ai putea să stai într-un loc unde corpul uman e în putrefacție de o lună, de un an, de cinci? Un om normal nu poate sta acolo. Un om decent, însă i-a anihilat toate percepțiile, toate simțurile, l-a făcut neom și a bătut joc de el, l-a distrus, l-a coborât în regnul animalelor și l-a trimis să locuiască într-un mormânt săpat în stâncă sau în mai multe morminte săpate în stâncă. Acolo erau tot felul de vietăți, de animale. Asta este ceea ce se întâmplă cu un om unde diavolul are acces. Probabil omul ăsta cândva a avut și el doi părinți evrei de treabă care l-au învățat să citească în Tora, să meargă la sinagogă, l-au învățat versete din carte, din scriptură, l-au învățat să asculte pe rabin, să se teamă de Jehova, să facă bine și probabil în prima lui tinerețe a fost un copil bun. Dar nu știm ce s-a întâmplat cu el. Biblia nu prezintă felul în care a ajuns el să fie umplut de demoni, o legiune. Și legiunea aceasta de demon când a intrat în el, pur și simplu l-a distrus. O mai fi fost mama lui în viață, o fi plâns pentru el, s-o fi rugat la Jehova, o fi ținut post, s-o fi dus la sinagogă, la rabin și o fi spus, ajutați-mă că uite cum a ajuns copilul meu, stă ca un șobolan înlocuind în morminte, stă ca un animal sălbatic acolo unde sunt morți trupurile lor inerte. Probabil că a avut și el doi părinți care au fost îngrijorați pentru el, dar când diavolul intră într-un copil, într-un om, într-un tânăr, el este mai tare decât părinții copilului. Observați care este influența demonilor. Aceasta este cea mai puternică influență a diavolului, demonismul. Pentru că nu e vorba de o influență din afară. Noi toți suntem ispitiți de diavolul, dar el nu e în noi. El e în afara noastră și el ne influențează, ne ispitește, ne tentează, ne întinde curse, ne așteaptă la cotitură cu ceea ce ne place. Unora prăjituri cu frișcă, altora cu ciocolată, altora tot felul. Dar aici nu e vorba de o influență din afară. Aici demonii nu mai sunt în afară și îl tentează, îl atrag, ci sunt în interior. I-au anihilat voința.
Nu mai avea voință proprie. Că dacă avea voință proprie, se ducea acasă. Nu mai avea discernământ. Sufletul lui era dominat. Prin carne a pătruns și sufletul, sentimentele, rațiune, voința, toate erau distruse. Spune Scriptura că după ce au ieșit demonii, i-a venit mintea la loc. Asta înseamnă că atunci când demonii era în el, nu mai avea mintea la loc. N-avea cu ce să judece. Pentru el, ori în mormânt, ori în casă la mama, tot acolo era. Vă mirați uneori de oameni pe care îi surprindeți în anumite ipostaze ale vieții și te întreb ce are în cap? Răspunsul corect e nimic. Nimic? Da, nimic. Un om care stă în morminte, ce poate să aibă în cap decât nimic? Dar asta este nu o influență a diavolului, ci este o posedare directă și totală. Funcțiile sufletului, sentimentele, rațiunea și voința sunt controlate de diavolul. El devine pilotul automat care conduce omul ăsta. Tot ce face e drăcesc, tot ce face e demonic. Observați că datorită dominației, nu influenței, dominației demonice era foarte violent și foarte puternic. Ați observat ce spune Scriptura? Nimeni nu putea să-l țină legat, nici măcar cu un lanț. Vă puteți imagina, neastră știți, cei care ați trăit în lumea agrară a României, cu un lanț se împiedicau căruțele când veneau la vale și erau pline cu lemne sau cu struguri sau cu porumb, ce aducea omul acasă. Caii sau cei care trăgeau căruța, animalele care erau folosite, nu puteau ține greutatea căruței la vale și o împiedicau cu un lanț. Un lanț poate să țină un mijloc de transport plin cu tot felul de greutăți, dar nu poate să țină un om legat. De unde atâta putere? Că doar nu era Samson sau fiul lui Anac. Legiunea aceea de demon din el îi dătea o putere fizică în demența la care l-au condus, încât puterea lui era pur și simplu neomenească. Nu numai puterea fizică neomenească era neomenească, și nebunia era neomenească. Tot ce făcea era neomenesc. Atât l-a batjocorit diavolul încât l-a transformat într-un animal. Într-un animal care nu se putea controla, exact ca un animal, fără sentimente, fără rațiune, fără voință. Îl tragi cu hățul, la stânga sau la dreapta. N-are voință proprie. Nu poți să-i spui măgarului, te rog frumos, du-te acasă. Nu poți să-i spui măgarului așa, că n-are minte. Nu poți să-i spui nici la bou, nici la cal. Trebuie să-l conduci, să-l tragi de hăț, la stânga sau la dreapta. N-are discernământ, n-are rațiune. Așa a ajuns bietul om, datorită demonismului. De la influența diavolului din afară, la demonism din interior, adică de la atacarea cetății până la dominarea cetății și subjugarea cetății și controlul cetății, să știți că nu-i mult. Cine se lasă influențat de diavolul, nu-i mare lucru dacă într-o zi nu-l va domina, nu va fi posedat, nu doar ispitit și influențat. Cine își face de lucru cu diavolul, cine se împrietenește cu diavolul, cine parteneriază cu diavolul, cine cochetează cu diavolul, într-o zi se va trezi că diavolul devine primarul sufletului lui. Îi se așează pe tronul vieții și ia mintea. Nu i-o mai ia Duhul Sfânt. Dacă i-o ia Duhul Sfânt, devine duhovnicesc. Dacă i-o ia firea și e ispitit din afară, influențat, devine firesc. Dar dacă i-o ia diavolul fiind posedat, devine demon. Și omul în care era Duhul cel rău, spune Fapte 19 cu 16, o altă situație de demonizare a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi răniți din casa aceea. Goi și răniți din casa aceea. Fapte capitolul 19, aduceți-vă aminte, în Efes. Fiul lui Sceva era un preot. Au vrut să facă o exorcizare, au văzut la apostoli. Însă n-aveau autoritatea apostolului. Eu pot să mă duc în stradă. Și dacă vine o mașină, s-o trag pe dreapta. Dar n-am girofaruri, n-am mașină de poliție, n-am caschetă, n-am pistol. N-am autoritate. Și eu sunt ca polițistul. Pot fi fizic mai puternic decât el. Pot fi mai bogat decât el. Pot fi mai educat decât el. Dar n-am autoritate legală. Ăla cu mașina poate să dea peste mine. Fiul lui Sceva n-au avut autoritate. Nu le-a dat nimeni calitatea asta. S-a dus din râvna lor. Sau poate din interesele lor meschine.
Strigau, spune Scriptura. Este interesant ce strigau, destul de interesant. Vreau aici să vă atrag atenția. Dacă dumneavoastră îl auzeați pe nebunul ăla, pe dementul ăla, pe posedatul ăla de demoni, că spune, Hristosule, Fiul lui Dumnezeu, ce ziceați? Că e posedat de diavolul sau e călăuzit de Duhul Sfânt? Dacă nu l-ați fi cunoscut, nu erați din zonă și l-ați fi auzit numai ce vorbește și erați cu cineva din zonă și ăla din zonă v-ar fi spus, tu nu-l cunoști pe ăsta, ăsta e un om posedat. Dumneavoastră ați fi spus, nu-i posedat, că nu poate să spună cineva Iisus este Domnul decât numai dacă e călăuzit de Duhul Sfânt. A risca să spuneți lucrul ăsta? Frații mei, observați că diavolul face afirmații pe care numai pocăiții le fac? Găsiți ceva nesănătos în afirmațiile lui? Evident, sunt și lucruri nesănătoase, dar o parte dintre ele par o laudă adusă lui Dumnezeu, o recunoaștere a domniei și a dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos. Demonii îl cunosc pe Domnul Iisus și mărturisesc public. Duhurile necurate când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu! Marcu 3:11. Este vreo greșeală în această afirmație? Nu. Era Domnul Iisus Fiul lui Dumnezeu? Evident. Dar cum își permite diavolul să facă afirmații în avantajul Domnului Iisus Hristos? Ceea ce este surprinzător, demn de remarcat, este faptul că ei știau că nu le-a venit încă vremea și s-au folosit de dreptul lor din punct de vedere al timpului. Și spun ei Domnului Iisus, te jur în numele Domnului să nu mă chinuiești, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ei n-au spus, tu n-ai voie să ne chinuiești, au spus, ai venit mai devreme decât trebuie, așa că nu ne poți chinui, e prea devreme. Este o vreme a chinului pentru ei? Evident. Înainte de care vreme? Sunt multe versete pe care le putem citi. Am să citesc numai unul dintre ele, Apocalipsa, capitolul 20, versetul 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde e fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Cum vor fi? Chinuiți, munciți. E același cuvânt, e același termen. Chinuiți, munciți. A venit vremea, da, când? Apocalipsa 20 cu 10. Dar de la Marcu, capitolul 5, până la Apocalipsa 2 cu 10, e o vreme lungă. Cât este de la Marcu 5, până acum știm, dar cât este de acum până la Apocalipsa 20 cu 10 nu știm. Poate fi într-un an, poate fi în 10 ani, poate fi în mai puțin. Dar observați că demonii spun, ai venit înainte de vreme, nu-i vremea ta acum. Încă un lucru pe care l-au făcut, s-au închinat. S-au închinat prin omul acela. Credeți dumneavoastră că omul ăsta, el, omul biologic, l-a cunoscut pe Domnul Iisus? N-avea de unde să-l cunoască. El fizic, personal, n-avea de unde să-l cunoască. Nu știa el ceea ce a afirmat. Demonii au vorbit prin el. Că doar ei au spus, ai venit să ne chinuiești. Vorbeau la plural, vorbeau despre ei, nu despre el. El era numai microfonul. El nu mai avea voință. Omul posedat n-are voință proprie. Omul influențat are voință proprie. El se luptă cu diavolul, dacă vrea, îl acceptă, dacă nu-l respinge. E o luptă. Omul ăsta nu se mai lupta. Cheile de la poarta cetății erau la diavolul. El era biruit, era legat, era pus în cutie. Și diavolul trăia în casa lui și în patul lui. Când a văzut de departe pe Iisus, a alergat și i s-a închinat. Nu vi se pare ciudat gestul? Să se închine Domnului? Are diavolul vreun interes să-i aducă Domnului închinare? De ce credeți că a făcut asta? Mai mult de atât, de ce Domnul Iisus consideră rugăciunea demonilor și îi lasă să intre în turma de porci? Dumneavoastră ce credeți? Nu vi se pare ciudat că Domnul ascultă rugăciunea la niște draci? Nu vi se pare puțin ciudat? V-ați gândit vreodată de ce i-a ascultat?
Gândiți-vă la următoarea propunere ca și răspuns. Acolo erau foarte mulți oameni. Toți oamenii aceia nu erau conștienți cât de rău este diavolul și cât rău face el când intră într-o ființă, într-un om. Ei se obișnuiseră cu demonizatul. Probabil nici nu făceau legătura între boala lui și posedare demonică. Probabil credeau că e o epilepsie sau un handicap psihic. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să le dea o lecție, demonstrându-le ce se întâmplă nu cu un om, cu un porc, atunci când intră un demon în el. Și a spus demonilor, puteți intra în porci. Și oamenii aceia au fost martori, pentru că l-au auzit și pe omul posedat când a cerut și au văzut că Domnul a consimțit. Și când demonii au intrat în porci, ei toți au știut că demonii au intrat în porci. Și au văzut care a fost efectul intrării demonilor în porci. Și pentru oamenii aceia a fost suficientă lecția să înțeleagă că nici măcar un porc nu poate să suporte un demon în el. Mai bine se sinucide. E atât de nesuferit diavolul, așa de urât miroase, e atât de mizerabil, este atât de rău, este atât de urât și de negru, încât atunci când intră într-un porc, porcul care mănâncă orice și care e foarte tolerant, nici măcar ăsta nu-l poate înghiți și suporta, că mai bine se aruncă în mare, moare și a terminat bâlciu. Asta a fost o lecție teribilă pentru oameni, pentru toată zona aia. Dar mai mult de atât ne spune Scriptura că porcarii au plecat și au dat de știre prin satele din prejur. Decapole înseamnă zona celor 10 cetăți. Genezare, Gadara era una dintre ele și s-a dus în orașele acelea și spunea la toți, oameni buni, oameni buni, oameni buni, veniți repede să vă spun ceva. Și din gură în gură, din gură în gură, din gură în gură se afla totul. Mai mult de atât ne spune Scriptura că atunci când ei au venit, l-au văzut pe îndrăcit, îmbrăcat, cu scaun la cap, adică cu mintea întreagă și stând liniștit. Și Scriptura spune că în loc să se bucure s-au înspăimântat. Ăștia aveau reacțiile inverse. În loc să se bucure că era un amărât din satul lor, probabil era vecinul unora dintre ei, ruda unora dintre ei, copilul prietenului, al tatălui, probabil că unii dintre ei erau prieteni cu tatălui sau cu mama lui sau cu altcineva, cu frații lui. Nimeni nu s-a bucurat, ne spune Scriptura, s-au înspăimântat. E ca și cum Domnul face o vindecare în adunarea noastră și noi în loc să ne bucurăm ne înspăimântăm. Păi de ce să ne înspăimântăm? Ne înspăimântăm de cineva că e posedat, ne înspăimântăm de un lucru negativ, dar când apare lucrarea lui Dumnezeu, asta nu trebuie să ne înspăimânte că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi ne rugăm pentru ca lucrările lui Dumnezeu să se întâmple, ele nu ne înspăimântă. Efectul lor nu e negativ asupra noastră, e pozitiv. Oamenii ăștia au avut reacții inverse, nu-i de mirare că l-au alungat pe Domnul să plece, pentru că n-au apreciat nici lucrarea lui, nici persoana lui. De ce credeți că demonii l-au rugat pe Domnul să-i lase în zonă? Citiți versetul 12. Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. N-au vrut să plece din zona aia. De ce credeți că n-au vrut să plece din zona aia? Foarte ușor putea să se ducă în Iudeea sau în Samaria, să nu stea în Galileea, în zona de Capole. De ce credeți? V-ați gândit la asta? Dacă versetele astea sunt scrise în Scriptură, au un rost. O mare parte din cartea aceasta este simbolică. Una dintre figurile de stil ale Scripturii, pe lângă pildă, pe lângă comparație, pe lângă o grămadă de figuri de stil, este și aceasta. Simbolul, simbolistica, simbolismul. Gândiți-vă, vă rog, la următoarea propunere. Nu vi se pare ciudat că un evreu avea 2000 de porci? Vă imaginați cât înseamnă 2000 de porci? Cei care veniți din România, probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră care a stat la țară sau la părinți sau la bunici, bunicii creșteau un porc. Era suficient ca să miroasă toată curtea a porc, făcea un miros, o gălăgie și un deranj, era suficient. Dar 2000 de porci, mă gândesc că trebuia un număr de porcari mare ca să îngrijească. Ăștia n-au nicio regulă. 2000 de oi
le mai liniștești cu doi câini ciobănești. Dar 2000 de porci n-au nicio direcție, n-au niciun instinct serios. Și totuși, un evreu, credeți dumneavoastră că făcea business de porci? Nici de cum. Dacă citim în istorie, observăm că zona Decapole era locuită în mare măsură de greci. Dincolo de mare, pe malul celălalt, unde Domnul a mers uneori, era locuită de greci. Este ușor de subînțeles că nu un evreu avea 2000 de porci, ci un grec. Foarte probabil că toată zona aceea era populată în mare măsură cu greci, iar influența lor, oameni idolatri, oameni fără Dumnezeu, oameni plini de duhuri, făceau ca lucrarea diavolului să se desfășoare în condiții bune, aluneca printre ei. Nu întâmpina rugăciunea evreilor, nu întâmpina citirea cărții evreilor, nu întâmpina spiritualitatea evreilor, care, deși era așa cum era, totuși se închinau lui Dumnezeu ei și copiii lor. Nu era o zonă unde oamenii îl chemau pe Jehova, ci era o zonă unde fiecare avea maimuța lui în casă. A unuia era o pasăre, a unuia era un bou, a unuia era cine știe ce, fiecare avea idolul lui. Panteonul grec avea un număr de zeități fără capăt, fără sfârșit. Era o zonă idolatră prin excelență. Avea o cultură, o religie plină de zeități. Diavolul se simțea bine între oamenii ăștia care chemau pe oricine, dar nu pe Jehova, pe Dumnezeul cel viu. Și a spus, aici vrem să rămânem, aici avem câștig de cauză, aici nu avem nicio barieră, nicio dificultate să distrugem oamenii. Haideți să spunem două vorbe despre starea locuitorilor cetății. Am remarcat deja faptul că oamenii ăștia nu erau prea religioși. Creșteau porci și diavolul a cerut să rămână în zona aia a lor. Asta înseamnă că avea mulți prieteni acolo, avea mulți amici, mulți parteneri. În general, noi nu ne simțim bine între străini, mai ales între dușmani. Ne simțim bine între oameni care se asociază cu noi prin obiceiurile noastre, prin prioritățile, prin convingerile noastre. Ce înseamnă prietenie? Doi oameni care au puncte comune. Dacă sunt pescari, se împrietenesc prin obiceiul pescuitului. Dacă sunt sportivi, se împrietenesc prin obiceiul sportului. Dacă sunt cântăreți, se împrietenesc prin obiceiul cântării. Fac repetiții amândoi și se împrietenesc. Observați că ei s-au înspăimântat, așa cum remarcau mai devreme, de omul care era posedat, dar vindecat de Domnul Iisus, în loc să se bucure. Cineva care nu știe să se bucure la vederea unei minuni făcute de Domnul Iisus, vă puteți imagina ce e în mintea lui? Cineva care nu recunoaște glasul stăpânului, vă mai aduceți aminte ce spune Domnul în Vechiul Testament? Bou, animalul cunoaște ieslea stăpânului lui, dar Israel nu mai cunoaște pe Domnul. A venit Domnul în mijlocul lor și a vindecat un nenorocit, un om care era posedat, nu mai avea voință proprie. Și ei în loc să spună, dar ăsta e Jehova, a venit să binecuvinteze pe Israel. Ei se înspăimântă și fug. Cine știe ce or fi crezut că e vreun vrăjitor? Să nu-ți mai cunoști Tatăl, să nu-ți mai cunoști Dumnezeu, cred că e cel mai mare faliment de sub soare. Să nu mai știi să spui, ăsta e Dumnezeu. Vă aduceți aminte pe malul Mării Galilei că Ioan, deși era dimineață, se îngâna ziua cu noaptea, a văzut o siluetă și a spus celorlalți care nu l-au recunoscut, ucenicul iubit, evident, e Domnul! Permiteți-mi expresia, l-a mirosit, l-a simțit, că nu se prea vedea, dar iubirea din el s-a conectat cu iubirea din Dumnezeu. Când nu-ți cunoști copilul de departe, când nu cunoști zgomotul pașilor celui apropiat cu care trăiești de o viață, ceva nu-i bine. Mai mult de atât, l-au rugat pe Domnul să plece din zona lor. Asta este prea de tot. Asta pune capac la toate, la toate atitudinile lor greșite. Să vină Domnul în zona ta. Să facă o minune prin care ai ocazia să-L cunoști și să beneficiezi de prezența sa. Câți bolnavi mai putea Domnul să vindece acolo? Câți nenorociți nu erau în satul ăla? Câți leproși, câți ciungi, câți chiopi,
câți ologi, ăia toți au rămas nevindecați din cauza lor. Într-o zi, în ziua judecății, se va cere sângele acelor oameni și sufletele nemântuite și trupurile nevindecate din mâna lor. Au venit cu grămadă acolo și au țipat ca niște oameni fără minte. De ce? S-au înspăimântat de lucrarea lui Dumnezeu. Nu le-a trebuit Dumnezeu, le-a trebuit business de porci. Și s-au supărat că au pierdut 2000 de capete. Îmi veți spune, n-au știut. Eu am să vă răspund că nu este adevărat. De unde știu asta? Este ușor de citit în Scriptură. Cei ce văzuseră cele întâmplate, adică porcarii, versetul 16, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Cine porcarii le-a dat raport, amănunțit, și toți oamenii care au venit din oraș au putut să audă cum s-a derulat minunea în absența lor. Ei n-au lucrat în necunoștință de cauză, au lucrat în cunoștință de cauză. Porcarii le-a spus, a venit omul ăsta și nu s-a luptat cu demonii cum ne luptăm noi. Noi trebuie să ne luptăm cu diavolul, împotriviți-vă tari în credință. Domnul n-a făcut așa. Domnul a spus o vorbă și țâști din el toți demonii. Cu un singur cuvânt i-a scos afară, nu s-a luptat cu el. Noi spunem, frați și surori, săptămâna viitoare vă rog frumos să postiți 3 zile. Că am cunoscut pe cineva poseda, postiți cu noi. Veniți cu noi înaintea Domnului să ne unim, să fim mai puternici, o mai mare autoritate spirituală. Și mergem acolo 5-10 păstori. Domnul n-a cerut ajutor la nimeni, n-a postit, n-a făcut nimic special, s-a dus acolo ca și cum vorbea cu un copilaș, cu un mielușel și a spus afară. Și afară a fost cu o legiune de demoni. Dar câtă putere are el de face asta? Nelimitată. Dar cât de mici sunt demonii aceia, legiunea aceasta în fața lui? Cât firul de praf. De nimic nu-ți bun înaintea lui. Nici o putere n-au. Când el spune ieși, ia! Observați în concluzie că diavolul distruge omul și își bate joc de el, îl îndobitocește, îl animalizează. Pur și simplu îl așează într-un context uman care nu e specific. 2. Priviți, vă rog, că nu există boală pe care să nu o vindece Domnul Iisus. A găsit o persoană atât de dezumanizată, atât de deformată, de strivită și de batjocorită de diavolul, încât nu mai avea voință proprie. Ăsta este ultimul lucru pe care îl pierde un muritor, voința proprie. Poate să-și piardă mintea, dar voința nu și-o pierde. Ăsta și-a pierdut voința. Era ultima cameră, ultimul bastion, ultimul oraș al instituției umane, al umanității. Și observați că Domnul Iisus se duce la el, nu face nicio rugăciune lungă, nu-l ia, nu-și pune mâinile peste el, nu-l atinge, nu-i pune scuipat pe limbă, nu face absolut nimic, ci la demonia le spune așa mai încetişor, afară. Au ieșit imediat și totul s-a rezolvat. Ascultă-mă, dragul meu credincios, de ce te temi în ziua necazului? Dacă atât de puternic este Dumnezeu cu care ai făcut legământ, de ce te temi? De ce ți-e frică? De ce îl dezonorezi prin necredința pe care o ai, întrebându-te de ce m-a părăsit Domnul? Va putea Domnul să mă vindece? Nu cumva mă va omori cancerul, tot trebuie să mori într-o zi. Dacă vrea Domnul să te cheme acasă mai devreme, nu-l va opri nimeni, nu-i trebuie cancer. Poți să mori că faci infecție aici, că ți-ai tăiat unghia din carne. Sau poți să mori, nici doctorii nu știu de ce. Dar nu trebuie să te temi de boală, nu trebuie să te temi de diavol, nu trebuie să te temi de nimic. Iisus acesta poate să schimbe orice lucru. El poate să pună la loc orice situație. Minunea aceasta are următorul mesaj, nu vă temeți niciodată de diavolul, nu vă temeți niciodată de bolile terminale. Încredeți-vă în Iisus, în Hristos, în Mântuitorul vostru. El controlează, El domină, El așează, El pune lucrurile la loc, El e Dumnezeu. Să mergem acasă bucuroși că avem un astfel de Dumnezeu în fața căruia nici diavolul, nici demonii, nimeni nu poate să zică nimic. Când El spune, ești liber, suntem liberi, să ne încredem în El, să-L slujim, să-L urmăm și El să ne ajute să facem lucrul acesta cu toții. Amin. Ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin cu rugăciune. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă bine.